În contextul în care organizarea evenimentelor cu peste 1000 de persoane este interzisă până pe 31 august, organizatorii festivalurilor Never See și Untold au decis să amâne evenimentele pentru 2021. Este o situație extrem de grea pentru noi toți, suntem cu toții cuprinși de tristețe, însă trebuie să punem pe primul loc siguranța tuturor pentru a ne putea reîntâlni sănătoși și mai puternici în 2021. În același timp, în condițiile în care s-ar putea păstra pe parcursul întregii veri măsurile de protecție, cum ar fi distanțarea socială, număr limitat de câteva sute de oameni care se pot strânge la un loc, devine imposibil să vă oferim experiența de festival pe care știm că o așteptați și pe care o meritați, au declarat organizatorii. Peste 95% dintre fanii festivalurilor care au cumpărat bilete sau abonamente vor avea accesul asigurat la una dintre următoarele ediții. Organizatorii le-au dat posibilitatea să le transforme în tichete anytime. Toți cei care au ales această alternativă vor putea opta în termen de 30 de zile de la data anunțării ediției 2021 pentru a primi un voucher valoric care va putea fi folosit la achiziționarea altor produse. De asemenea, oamenii care nu vor mai putea participa deloc își vor putea recupera banii în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2021.